probabil nu posese niciun cap tractor și niciun tractor. Și împreună ați reușit performanța de a avea nimic în piața contribuției. Guvernul face tot ce este de făcut pentru acești fermieri, ca dovadă acești programe de urgență și negocierile permanente curtate, iar în ceea ce vreau este propunerea dumneavoastră, vă supun președinte atenției, faptul că este neprocedural, nu este dezbatere în comisii, după care se dezbatere în comisii. Vă mulțumesc. Drept la replică. Doamna senator și șoacă, nu credeam că o să asist la un teatru mizerabil din partea celor care și-au bătut joc de mineri, adevărat și de mineri și de fermieri, pentru că de fapt e aceeași mizerie pe care ați făcut-o. Da, nu mai râdeți că minerii voi ați omorât, voi ați închis minele acum, voi v-ați bătut joc de mineri, nu-i mai chemați odată să mai omoare oamenii prin București, că tot voi ați făcut-o. Stimate domn Romașcanu, dumneavoastră sunteți cei care, cu ăla cu cușma albă, care a fost membru la dumneavoastră și pe care l-a spus să facă un partid, care i-a fost respins la instanță, acum este în apel, sunteți cei care v-ați bătut joc de fermieri. Înțeleg că aveți niște aranjamente pe aici cu prefectul ăla, că toți sunteți că, ăsta este adevărul, ca să pot să mă duc după linia domnului Ciolacu. Cred că, cam așa se vorbește în Parlamentul României și de prim-ministru dumneavoastră. Acel meeting va aparține dumneavoastră și serviciilor dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați bătut joc de ei, această ordonanță de urgență este un praf în ochi, pentru că ei au cerut 74 de puncte, ați cenzurat toate televiziunile, le-ați cumpărat, dumneavoastră ați instaurat o dictatură, iar ce a făcut domnul Nicușor Dan este problema domnului Nicușor Dan în calitate de primar. Mie nu mi-a aprobat meeting-ul, niciodată n-aș fi decăzut la nivelul de a cere un meeting în care la 22 lumea să plece de acolo, unde să-și ducă tractoarele și capurile triptractor, unde să le ducă, să fie în ilegalitate. Voi însă i-a spus pe ăla cu cușma albă, care este de-al vostru și din servicii, să-și bată joc, a trimis jandarmii de au bătut pe fermierii de la Siret și de la Halmeu, voi sunteți asasinii economici ai României și dați vina pe alții. Știți foarte bine că nu există nicio colaborare între mine și USR, departe de noi, când USR-ul are din partea mea nenumărate plângeri penale, ca și voi de altfel, acum vin de la parchetul general, n-are nicio legătură nici cu USR-ul, cu nimic, ci are legătură cu mizeriile voastre. Știți cu ce are legătură, ce s-a ascuns? Transportul de arme din portul Constanța pe care l-ați autorizat, transportul de droguri din portul Constanța pe care l-ați autorizat. Vă acuz de încercare de distrugere a agriculturii, pentru că ați semnat un act prin care, nici n-am nevoie de astea, prin care dumneavoastră ați distrus agricultura din România. L-ați trimis pe-ala la Davos ca să-și bată joc de agricultura din România. Nu vă e rușine halul ăsta? Nu vă este rușine? Voi, PSD-ul care ați distrus România în 34 de ani, ar trebui să intrați în pământ de rușine. Sunteți niște nerușinați, ăsta este adevărul. Aveți tupeu maxim, de-aia ați chemat aici presa. Să vadă mizeria voastră. Sunteți cei care ați îngropat România și agricultura. Sunteți hoții. Voi cu baronii voștri locali, voi ar trebui să intrați în pușcărie pe viață. Voi și cu PNL-ul. Te rog frumos, dacă vrei să-i ajuți pe fermieri, ajută-i, că ești președintele Comisiei de Agricultură și trebuia în timp de 12. Ce faceți, mă, cu ei la afumați? Vă bateți joc de ei la afumați? De cum vă permiteți să vă bateți joc acolo de ei? Ca să le dați amenzi 3500 de dosare penale împotriva fermierilor și ați acaparat absolut toate televiziunile ca să-și bată joc? Și dați vina pe mine și pe USR? Pă bune, nu vă e rușine!
Nu vă e rușine! Sunteți rușinea României! Sunteți trădătorii României! Rușine să vă fie! Vă rog frumos, domnul Pălărie! Deci este inimaginabil. Da, măi, am dat voi, ai vreo problemă? Pă bune? Chiar nu ți-e rușine? Ai mult tupeu, mult tupeu la cât a furat, hoților! Niște proteste care sunt cât se poate de clerice și de legitime. Oamenii aceștia au cuțitul la post. Oamenii aceștia... Ați făcut nimic. N-ați făcut nimic. N-ați făcut nimic. Ăsta este adevărul. Nu ați făcut nimic. V-ați bătut joc de agricultura din... De bătut joc, efectiv. Rușine să le fie. Este inimaginabil ceea ce se întâmplă. Este inacceptabil. Este inacceptabil. Deci e plin de presă astăzi și este o bătaie de joc. Este plin de presă. Ăsta e adevărul. Inimaginabil. I-au falimentat pe români. I-au falimentat. Da. Își bat joc de fermieri tot timpul. Tot timpul își bat joc de fermieri.